Seara, domnilor și domnilor, mă bucur să ne revedem din nou la Dialoguri Politice. În această seară, invitații mei sunt domnul senator Iulian Cristache, președinte UNEPR Argeș. Vă mulțumesc mult, domnul senator, pentru prezența dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și colegul meu, jurnalistul Mircea Sărărescu, directorul site-ului ProArgeș. Bună seara, Mircea, mulțumesc. Bună seara, bine v-am regăsit. Am ținut să vă mulțumesc, domnul senator, pentru că am remarcat că în aceste zile politicienii se cam feresc așa să apară, intervenții telefonice recunosc, cel puțin la mine și pentru absolut TV și telespectatorii noștri au intervenit, însă aparițiile astea direct în fața camerelor s-au cam ferit așa, nu neapărat la absolut, așa în general. Să știți că eu am răspuns tuturor solicitărilor, chiar la modul serios vă spun că astăzi trebuia să fiu la București, fac parte din comisia de prietenie româno-venezuelană. Trebuia să avem o întâlnire cu domnul ambasador al Venezuelei. Sincer, am renunțat, am transmis că astăzi am obișnuita mea conferință de presă la UNEPR, lucru pe care l-am realizat la ora și la locul stabilit. Am constatat că, într-adevăr, toți invitații mei au fost prezenți, pentru că sunt lucruri foarte importante de care comunicat, se derulează în aceste zile. Corect. Și mai ales că cei care ies în stradă tocmai asta cer comunicare, cer deschidere, cer sigur, transparență. Sigur, mi se pare normal. Astăzi a fost înmormântat în Argeș și a dat a doua victimă a incendiului de la colectiv, Elena Diana din Poenarii Temușel, a mai înmormântat un tânăr normal în Argeș colectiv. Motivul de unde, de altfel, sau declanșatorul a ceea ce vedem astăzi. Sunt adevărate tragedii. Nici nu mă gândesc la suferința familiilor. Este regretabil pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat, nu numai la club, dar și moartea acelui polițist. Știți bine, acum 10 zile, nu? Cam așa a fost această tragedie. Ce pot să vă spun este eu? Este interesant că tocmai dumneavoastră abordați acest subiect apropo de transparență și deschidere, pentru că acel polițist făcea parte era deschizător de drum pentru coloana oficială, chiar a președintele dumneavoastră de partid. Păi dacă nu avem tăria să spunem lucrurilor pe nume, vom mai trăi, nu că am trăit 26 de ani până acum, vom mai trăi poate încă 260. Odată și odată trebuie să ne asumăm responsabilitatea faptelor, pentru că așa este normal. Eu, cel puțin, așa, de când m-am angajat, eu, în 1979, am avut responsabilitatea faptelor mele. Și la locul de muncă, nu mai vorbesc în societate, nu mai vorbesc că sunt și eu părinte, acum sunt bunic și așa mai departe. Trebuie să fim responsabili. Strada, avem noi acolo un titlu, Strada a impus un nou premier, de astăzi avem un premier interimar, da, domnul Corin ministru învățământului. Am văzut și eu, eu ce să zic, parcă ne-am întors la decembrie 89, asistăm la a doua parte a Revoluției și am spus și astăzi la conferința de presă, târziu, după 26 de ani, este târziu, dar este îndreptățit. Nemulțumirile maselor sunt într-adevăr îndreptățite. Practic am plecat de la o manifestație emoțională, o manifestație de solidaritate și compasiune pentru victime și am ajuns în două zile la răsturnarea guvernului, iar astăzi mai mult, sau nu, ieri. Ieri s-a cerut pur și simplu și desființarea Parlamentului. Mircea, cum vezi tu, de astăzi avem un premier interimar, președintele Iohannis se întâlnește cu partidele, o să discutăm și cu domnul senator acest lucru. Partidele au avut deja primele întâlniri,
nou premier, Sorin Câmpeanu, a respins propunerea fostului premier, Victor Ponta, da, persoana domnului Duș. Mai întâi că n-aș spune că strada a impus un nou premier. Fie că vorbeam de domnul Mircea Duș, ministrul apărării, fie că vorbeam de domnul Câmpeanu, este o soluție politică. Pentru că nu poate strada să impună pe cineva până la urmă. Trebuie să existe un premier interimar. Poate că au fost, nu știu, mă gândesc că vreo două rațiuni pentru care domnul președinte Klaus Iohannis a decis ca domnul Câmpeanu să fie premier interimar. Pe o de-o parte să lase senzația că nu mai stă de vorbă cu domnul Victor Ponta, este un episod trecut, finalizat. Și pe de altă parte, pentru că dădea și așa o senzație, dacă vrei, de și mai mare haos în România, punând premier pe cineva de la apărare, care este totuși o instituție de forță. Și mă gândesc că poate, nu știu, au fost și anumite nu știu, motive, rațiuni de ordin personal, punând tot un profesor, dacă vrei, pe funcția de premier. Acum, dacă e să ne gândim la ce are nevoie țara în general, e bine să fie un om care știe cu ce se mănâncă economia, cu ce se mănâncă finanțele. Strada, nu știu dacă a cerut un alt premier, au cerut niște demisii, în general, oamenii din stradă. Chiar stăteam și mă gândeam că până la urmă s-a ajuns la un anumit blocaj existențial, dacă vrei. Strada are anumite solicitări, nu mai vrem corupție, vrem o altă clasă politică, iar partidele cu ce vin? Cu ceea ce poate să facă în momentul respectiv, adică niște, eu știu, am văzut că PSD-ul propune să existe un pachet de priorități. Dom'le, ce vrem să facem? Și apoi să venim și cu un premier, da? Să nominalizăm și un premier. Asta mă duce oricum cu gândul că e posibil, sau mă rog, foarte posibil, poate colegul nostru de platou știe mai multe învârtindu-se în acest mediu politic imediat și la nivel înalt, să se ajungă totuși la ideea unui, cel puțin a unui premier tehnocrat, dacă nu chiar și a unui cabinet de tehnocrați, dacă putem să le spunem așa. Eu aș vrea să mai revin puțin asupra ceea ce se întâmplă în stradă și chiar asupra persoanelor care manifestează în stradă. Haideți să vedem că majoritatea sunt tineri. Sunt tineri, ei sunt mobilizați pe internet, acolo ei au valori comune de împărtășit și practic pentru ei toate partidele, că e PSD, că e PNL, că UNPR, că toate reprezintă același lucru. Pentru ei nu contează că unul are doctrină de dreapta, că îl antiliberal, că altul e de stânga. Nu. Practic, ei își exprimă nemulțumirile acumulate de 26 de ani în societatea românească. De aici trebuie să plecăm. De la aceste nemulțumiri acumulate de 26 de ani. Acum, eu, așa cum am spus și la sunt pont, îndreptățite sau nu sunt? Pentru că dintre cei vizați îndreptățite, sunteți total dar nu există soluții miraculoase de moment. Nu poți să faci o magie să dispară toată clasa politică și să pui exact loc pe cine? Pe cine și punem în loc? Da. Întrebați pe domnul Pristache cât i-a luat totuși să priceapă mecanismele, pentru că și în Parlament și în Guvern, oriunde ești, da, trebuie să respecti anumite reguli ca să poți să faci ceva. Noastră vă vizați de cei din stradă, cu tot respectul pentru cei din stradă. Da? Nu pot să participe la guvernare acum, pentru că guvernarea implică partide, partide politice, guvernarea implică majorități parlamentare, lucru pe care ei nu-l pot face. Asta dacă mai vorbim de un stat totuși de drept democratic, exact, pentru că nu putem conduce și în alte formule nu există poporul să conducă. Deci ei vor să se conducă prin forță. Prin forța străzii nu se poate face. Bine, aici ne ducem spre anarhie. Exact. Nu cred că își doresc nici măcar ei. Ei, în principiu, cam asta își doresc, dar mă gândesc că totuși clasa politică trebuie să dea niște semnale. Adică, spre exemplu, domnii ăștia care vor alegeri anticipate, ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi o mare greșeală. Trebuie să spunem că PSD susține așa mai pe ocolite, mai direct, încă nu a venit cu un premier, așteaptă ca domnul Iohannis să termine discuțiile. Cred că prima rundă de negociere, apropo, nu se va concretiza cu nominalizare. Așteaptă ca domnul Iohannis să termine discuțiile cu toate partidele, după aceea domnul Dragnea, înțeles că acest domnul Iohannis să mai aibă o întâlnire, să tragă o concluzie în urma acestor discuții,
parcă ar susține și un guvern de tehnocrați, PSD-ul... Parcă ar vrea și anticipate. Parcă ar vrea, sigur, anticipate, însă dorește PNL-ul, care acum a ieșit de la negocierile cu domnul Iohannis și a anunțat că i-a cerut domnul Iohannis să dizolve Parlamentul. Bine, anticipate. Da, mă scuzați, pentru că pe drum tocmai ce ascultam Radio România Actualități, pentru că, în general, asta ascult, pentru că mai dau și informații și auzam că argumentul principal ar fi tocmai primenirea clasei politice. Dar cu cine? Adică vor alegeri anticipate cei de la PNL, pentru că ei au senzația că sunt pe val, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare eroare. Adică nu pricep nimic din ce se întâmplă la ora asta în stradă, dacă vrei să luăm numai pe stradă. Dar strada este un exponent în mecanism de mișcare dinamic al frustrărilor din societate până la urmă. Adică putem să luăm și strada ca reper, dacă vrei. Ori liberalii n-au înțeles nimic din toată chestiunea asta. Cu cine vrei să vină înapoi? Păi s-au plimbat și ieri și astăzi toți liderii din PNL care au venit din PDL. S-au plimbat la DNA. S-au plimbat. Apar tot felul de noi dosare pe la parchetul general. Deci cu cine? Cu aceiași oameni vor. Păi scuză-mă, dacă l-ai de pe domnul Blaga acolo sus și doamna Gurghiu, cred că i-au doilea mandat, nu? Mi-e de teamă că aveți perfectă dreptate. Perfectă dreptate aveți. Dacă e să luăm de la 90, să luăm acești 26 de ani de democrație, constatăm că toate partidele s-au perindat periodic de 4 în 4 ani, așa, toate au folosit aceleași metode, toate au... Același discurs, dacă îmi permiteți. Exact, da? Și normal că acum există o criză de credibilitate a partidelor politice din moment ce 26 de ani au fost doar vorbe goale și promisiuni neîmplinite. A spus noastră un lucru interesant astăzi, domnul senator, a spus: domnule, eu nu mă simt vizat, eu cer tinerilor să candideze, să se implice, da, pentru că din stradă nu pot conduce. Le cer să candideze, pentru că nici mie nu mi-a dat nimeni nicio șansă atunci când am candidat. Când am candidat, eu corect. Mine nu mi-a dat trebuie nicio șansă. Trebuie să precizăm că sunt la primul mandat. Așa, sunt într-adevăr la primul mandat. Păi este venit la o vârstă mai înaintată, pentru că, sincer, viitor politic și carieră politică pe nu știu câți ani eu unul nu întrevăd. Dar nici nu putem să facem parlament numai pe... pentru tineri. Nu. Trebuie combinate. Da, tinerii pot cere reformarea atât. Aici. Nu tinerețea. Nu tinerețea trebuie să fie reperul. Trebuie să fie dorința de a și face ceva și capacitatea de a face ceva în plus față de ce au făcut predecesorii. Pentru tineri. Că până la o anumită perioadă au fost foștii comuniști care au intrat cumva în structurile de partid, apoi au urmat urmașilor, dacă vrei. Avem dovezi. Copii, nepoții, cei de la tinere care, cum să zic, n-au primit libertatea de a se manifesta, să învețe și de la colegilor din Occident, că acum sunt toți în niște familii de-astea europene, știi? Nu, au luat aceleași metode și le-au implementat, numai că ei aveau săraci foame și să ajungă undeva. Acum știți că acum 26 de ani era un slogan, la vremuri noi, tot noi. Și acum e iată, valabil. Este valabil și acum. Pentru că dacă vreți să-mi dați temă pentru o viitoare emisiune, am să vă aduc din Parlament familii politice. Tată, fiu, eu știu... Băr, nepoți. Este și adevărat că au fost unele familii care și-au meritat totuși traiectoria politică, gen brătienii. Putem să le contestăm meritele politice ale brătienilor? Nu, eu discut aici cei 26 de ani. Cei 26 de ani. Da, nimeni nu mai are încredere în clasa politică. Ceea ce pot face acești tineri să ceară reformarea clasei politice și odată cu aceste evenimente, eu știu să constituim un moment zero de la care trebuie să plecăm și toată clasa politică să se reformeze. Iar tinerii, pentru că viitorul este al lor. Eu nu, degeaba am spus că nu întrevăd mare carieră politică la vârsta mea. Câte mandate să mai iau și ce, mă înțelegeți? Mult mai logic și mai normal mi se pare să vină tinerii să-și aleagă acum din stradă liderii, oameni corecți, oameni educați, da, să candideze, să intre în acest malaxor al politicii românești și să facă ceva pentru țara asta. Mi se pare corect. Pentru că vreau să vă spun un lucru. M-am uitat la ei. Sunt toți educați. Sunt bine îmbrăcați. E adevărat, sunt copii care se duc la școală. Exact. Sunt la facultate, deci au nu putem superioare. Am spus-o și o repet, cel mai bun lucru care s-a întâmplat este faptul că nu sunt incidente. Da?
Nu avem deocamdată, sper să demonstrația, este pașnică. Chiar dacă au văzut pe la, că au fost unii care au încercat să, să incite pe alocuri, a fost, au dat colegii noștri din presa scrisă că inclusiv la Pitești au fost aseară 500 de oameni, nu au fost nici 2000, nici 3000, nici 10000, au fost între 500 și 1000 de oameni, să fim corecți. Sau de, hai. Deci faptul că așa de tineri ca să-i de identificăm tine. Mult mai bine, pentru că eu chiar m-am dus pe acolo să văd despre ce e vorba. Și câți erau? În opinia nu știu câți erau la facultate, cred că mulți erau de la liceu, sincer să fiu. Și ca cifră totală câți erau? Nu știu, eu am ajuns la o anumită oră, cred că pe în jurul orei 8 sau ceva de genul ăsta, însă am întrebat și eu jandarmii, mie nu mi s-a portat fi mai mult de 4-500 când am ajuns, am întrebat jandarmii și mi-au zis, domne, să zic că au fost 700 atunci când au venit grosul. Faptul că nu, iertați-mă, că nu acționează sub imperiul furiei, faptul că sunt educați, ei nici nu știau informațiile de la televiziune sau din presa scrisă, nu. Pe ei internetul i-a unit și pe ei internetul îi mobilizează. Iată, pentru a doua oară demonstrează ce forță. Este neapărat un cuvânt, pentru că și acolo poate exista manipulare. Există, dar haideți, eu nu pot să manipulez. Eu nu pot să generalizez și să spun că acești oameni sunt manipulați ca să iasă în stradă. Nu. Deși pot să spun că acolo în stradă mai sunt dirijați. Dar în niciun caz n-au fost manipulați. Eu zic că până la urmă întrebarea vitală la care nu neapărat trebuie să răspundem noi, ci domnul Iohannis, liderii partidelor, este ce vom face de acum încolo, știi? Adică asta e întrebarea vitală. Că, spre exemplu, dacă Parlamentul, sunteți încă în sesiune, nu? Nu-i așa? Sunteți da, în sesiune. Sigur. Dacă Parlamentul ar adopta un regim de urgență, o lege prin care aceea, mă rog, eu îi spun că nu este chiar cum este tratată de presă. Am un mic lapsus. Faptul că trebuie să se ceară aviz pentru urmărire penală și așa mai departe. Dacă ar ridica acel aviz. Imunitate. Dacă ar ridica imunitate, să fie imunitatea doar politică. Iată, au fost niște cazuri. Ăsta este un exemplu pe care parlamentarii l-ar putea lua de luni, da? Să spună, uitați, domnule, suntem de acord, am înțeles, nu putem să facem niște lucruri peste noapte. Chestiunea asta o putem schimba pe de altă parte. La fel cum a trebuit schimbată totuși legislația în momentul, mă rog, în codul penal, anumite articole ca să nu existe nici abuzuri. Sau să existe un organism, dacă constată că sunt abuzuri, să existe și pedepse serioase pentru cei care fac abuzuri până la urmă. Că în momentul în care toată lumea este așa egală și există unul care te controlează tot timpul, ăla riscă să facă abuzuri. Ăsta ar fi un exemplu. Apoi, ăștia care au niște probleme penale, să zică, domnul, habar n-am. Poți să dai tu orice exemplu, da? Care este într-un anumit stadiu în instanță sau care asupra căruia a început urmărirea penală și sunt niște dovezi totuși, destul de concludente. Vorbim de cazurile serioase, nu de nebunii dintre astea ieșite așa, fumigene. Ar putea, zic, să facă un pas îndărăt, mai ales dacă are o anumită vârstă, are și vreo 3-4 mandate de parlamentar, adică și-a cam arătat ce poate să facă. Fără neapărat înapoi, da? Haideți să vă spun eu acum din interiorul poți Parlamentului. Poți să faci asta, ca să poți, zic așa? Poți. Se poate face. Se poate face. Și primul pas, să știți că deja a fost făcut săptămâna trecută, spre exemplu, PSD-ul a elaborat un regulament de conduită în care spune exact același lucru. Toți care au probleme cu justiția sunt urmăriți, etc., etc., un pas înapoi. Da, și poate PSD-ul ar trebui să impună și acel amendament în regulamentul lor. Doamne, după două mandate de parlamentar, faci un pas înapoi, că, sau nu înapoi, în lateral. Că poate ești bun și până altă parte, să zicem. Hai să nu mai fi tot acolo de o vecie, că avem și până azi niște parlamentari de când s-a constituit parlamentul ăsta modern și să ne fie... De 25 de ani? Sunt aproape. Domnul Duvăț de câți ani este? Da, domnul Duvăț de atunci. Păi, vedeți? Da, nu m-am... Că vroiam să vă spun că și eu cunosc... Adică, haideți să ne spun și mici. Cunosc o grămadă de parlamentari care sunt acolo din prima zi a democrației românești. Ce să mai discutăm? Așa cum a fost ea, apropo. Și să vă mai spun ceva, nici nu vor să se dea duș până nu vor acele pensii despre care ați discutat și alte eu știu, sume bănești. Da? Și dacă, și vedeți, iar mă întorc la ziua de luni, săptămâna aceasta. Păi un proiect pe care l-am avut pe ordinea de zi a fost să le restituim pensiile speciale angajaților de la Curtea de Conturi.
Păi nu mai zic că au salarii amețitoare. Și atunci când s-au tăiat, când a tăiat guvernul Boc, tot le-a tăiat și lor pensiile speciale. Și acolo le-au solicitat înapoi. Am avut luni proiect pe ordine de zi. Și mi s-a părut o obrăznicie, ca să fiu sincer. O obrăznicie. Haideți să luăm câteva minute de publicitate și revenim. Am revenit, stimați telespectatori. Alături de mine se află domnul senator Iulian Cristache, președinte UNPR Argeș, și jurnalistul Mircea Sărărescu, directorul site-ului Pro Argeș. Discutam despre ceea ce s-a întâmplat zilele acestea. Vreau să mai spun, apropo, ai spus tu că ai fost aseară în piață, în Pitești. Am discutat și eu cu cineva aseară după și mi-a zis că s-a spart destul de repede pentru că au existat persoane care au încercat să preia conducerea meetingului. Am văzut colegii mei din presă că l-au dat pe domnul Dorin Popa, a fost revoluționar și a zis, domnule, a apărut, domnul Popa, să știți că tinerii nu vă cunosc cum vă cunoaștem noi. Atât mi-a spus prin telefon, domnule, a apărut unul cu un megafon și a început să strige, jos tecău, jos om. Și noi nu eram acolo să strigăm jos, jos, jos. Și ce ați făcut? Am plecat. Mulți din tinerii aceia cred că nici nu îl cunoșteau pe domnul Tecău. Poate că știu un cel mai bun caz pe primarul Tudor Pendiuc. Pentru că, apropo, oamenii ăștia care au ieșit în stradă, mulți dintre ei nu sunt niște cunoscători, nici măcar așa, să zicem, la nivelul nostru. Da, ne uităm la știri, ne mai discutăm. Ai politicii, ai administrației, dacă vrei, ei au ieșit pentru niște idealuri, dacă văd eu bine așa cam profilul celor care au ieșit în stradă. Unii au ieșit în stradă atunci la 89 pentru idealuri și alții, gen domnul Popa, vrea să aibă profesie de revoluționar pe viață. Și de data asta nu i-a mai reușit. Bine, eu am mai spus și cu revoluționarii, domnule, dacă ți-a murit cineva din familie, dai urmașilor, dacă ai răni grave, exact, poți să beneficiezi. Dacă nu, hai să fii serios, ai ieșit în stradă că ai vrut tu, nu ți-a cerut nimeni. Iar în Argeș de la început, legea aceea retrocedă. Și oricum 25 de ani s-a plătit. Da, a fost ca la legea retrocedărilor. Da. Să fim clar înțeles. S-au primit destul de spăgâși. N-am nimic nici cu domnul Dorin Popa, nici cu un revoluționar. Eu știu mulți care au fost la revoluție și n-au cerut. Nu, nu că nu și-au luat, n-au cerut nimic. Păi, domne, am ieșit ca așa, am simțit eu. Exact. Deci la Revoluție, haideți să vă spun și pe asta, poate nu știați, eram în statul major al gărzilor patriotice. La nivelul județului Argeș eram 10 civili în statul major al gărzilor patriotice. Și la Revoluție am fost convocat de urgență, am fost echipat, pistol mitralieră și 90 de cartușe de război. Eu, Iulian Cristache, am făcut Revoluția în actuala prefectură. Da, ne-a dat drumul după vreo 5 zile că ne crescuseră bărbile prea mari, 2 ore ne-am văzut și am intrat înapoi. Și am fost și în poziție de tragere sus pe vremea aia, că veneau 3 elicoptere, nu mai stau să... Nu am cerut și nu m-am gândit niciodată să cer certificat de revoluționar. Iar unii pe care îi văd eu și îi știu în orașul ăsta sunt de profesie revoluționari. De până când mai tergiversă întreaba asta? Punem punct și nu mai dăm nimic la nimeni. Corect. Răniții și familiile celor decedați. Corect. Ca să nu mai zic că veteranii de război sunt vai de capul lor și sunt jigniți de statul român. Asta că ne uităm așa la niște țări civilizate. Acolo oamenii ăștia sunt tratați cu respectul cuvenit și cum li se acordă un sprijin financiar ca să își trăiască așa cum mai au de trăit ei niște ani de bătrânețe. Nu toată lumea, că am ieșit și noi undeva. Eu n-am ieșit la Revoluție, sunt prea tânăr. Eu cel puțin așa văd lucrurile. Dacă simt nevoia să ies în stradă să strig. Dacă eu zic că nu e cazul și pot să acționez altfel, în speță că pot să scriu și cine îmi citește articole bine, cine nu la fel, cine e de acord la fel. Asta este modul meu de a mă manifesta. Eu mă manifest zilnic spre deosebire de unii care ies și ei în stradă și nici măcar atunci nu ies, cum să spun, după niște idealuri ale străzii. Ies tot după obiectivele lor personale. Domnul senator, ce se va întâmpla de acum încolo? Avem premier interimar, acest premier nu poate să stea mai mult de 45 de zile, am înțeles. Cum anticipați dumneavoastră, ce decizie va lua Iohannis? Nu știu, eu aștept ziua de mâine când UNPR-ul la ora 11:30
este chemat la Palatul Cotroceni pentru consultări. Mâine doar două partide mai sunt, UNEPR-ul și ALDE. Un scenariu pe care eu îl întrevăd, și acum dacă toți suntem în țara celor care își dau cu presupusul, haideți să vi-l spun, da? Sunt supozițiile mele. Cred că va fi o primă fază, va fi propus cineva, nu? Da. Pentru funcția de premier. Va fi respins. Iar al doilea va fi impus clar de domnul președinte Iohannis și eu cred că va fi acceptat. Așa o văd eu. Din actuala coaliție majoritară sau din partea minoritară? Sau vă, tehnocrat? Păi și atunci cum facem cu guvernul meu? Deci din partea dumnealui. Bineînțeles. Da, trebuie să înțelegem că pe 16 domnul Iohannis face un an de guvernare și vrea guvernul meu. Mircea, guvernul meu va avea domnul Iohannis guvernul dumnealui? Nu. Eu întrebăt mai degrabă un premier tehnocrat, nu știu dacă și cabinetul va fi la fel. Și probabil și cu presiunea străzii, și cu anumite mesaje date din plan extern, și cu ideea că vom avea, iată, niște oameni care nu sunt, nu știu, nu provin din zona asta. Tehnocrat, dar sunt de tehnocrat. Mai tehnocrat spre PSD sau mai tehnocrat? Că am mai avut noi și pe domnul Stelojan un tehnocrat, l-am mai avut și pe Iserescu un tehnocrat. Și era un tehnocrat mai tehnocrat. PSD-ul are ca variantă de tehnocrat un PSD-ist. Pe asta zic, recent din partid. A, și domnul Iohannis, ajunge totuși la aceeași domnul senator. Domnul Cioloș, totuși are o imagine bună așa prin zona dar asta. Dar nu e chiar tehnocrat, așa. Mai spre, e un tehnocrat totuși, mai spre domnul Iohannis. Hai să zicem că are totuși, a plecat din PNL. Nu? PNL, păi eu ce zic. Păi da. Dar are totuși niște ani în care a fost comisar european, adică să zicem că s-a despărțit puțin de metehnele astea românești. Eu spun versiunea frumoasă, da, adică argumentele pro. Da. La contra, știți cum e. Nu există un premier care să nu fie censurat de Parlament, că ăsta e rolul Parlamentului, adică ai nevoie oricum de susținere. Haideți să revenim puțin asupra mesajelor externe. Înainte să vin la dumneavoastră în emisiune, citeam un mesaj din Statele Unite. Da. Da. Continuați și demonstrați în stradă pașnic. Și ce a zis, nu știu cine, ce funcție avea atunci când noi n-am avut ambasador, suntem parteneri strategici și n-am avut ambasador, cred că vreo 5 ani sau ceva de genul. Hans Klemm, vă spune, uite, ambasadorul americii care... De o altă perioadă, când au fost celelalte proteste, prin 2011 sau 2012, așa că era în perioada aia iernii, și spunea un reprezentant al SUA în România că bine, domne, că nu erau lunetiști să o împuște pe aia din stradă. Știți că așa ne-a transmis? Ăla era mesajul, pe principiu, n-are nimic dacă v-au cotonogii jandarmii. Să ziceți mersi că nu v-au împușcat unii pe sus. Ia uziți ce a spus Hans Klemm când avea ambasadorul american, pus acum de 2-3 luni de zile. Știți că n-am avut o perioadă lungă ambasador al Americii. A venit aici cu două obiective clare. Da? Primul este eradicarea, are sarcină, da? Pentru eradicarea corupției în România. Așa, pentru continuarea luptei împotriva corupției și al doilea obiectiv este parteneriatul strategic român-american. Atât are. Bine, trebuie să fim de acord că sunt niște obiective cât se poate de pragmatice și de corecte pentru SUA. Și să fiți de acord că eu ca român mă simt... Și asta cu corupția, uite, iar eu ca român mă simt jignit ca un ambasador străin să vină în România și să-ți are eradicarea corupției în țara mea. Da? Și nu mai mult, vă mai dau și o afirmație de acum câteva zile a președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag. A spus cam așa, România îndeplinește criteriile tehnice de aderare la Schengen, dar corupția rămâne o problemă. Și a mai completat, subiectul confiscării extinse a averilor va fi în raportul MCV. Păi, cum te simți ca român când vine un străin în țara ta să-ți spună așa ceva? Păi dacă noi n-am fost în stare să o facem.
Ați văzut ce zicea, avea Mircea, domnul senator, un pic mai devreme, ne citea ceva din procurorul general, sau ce a zis procurorul general? Da, că este corupția generalizată în România și afectează sisteme sociale, nu mai știu ce, în fine, ceva de genul. Afectând toate nivelurile sociale. Haideți să vă zic eu o chestiune. Yeah. Din punctul ăsta de vedere, cumva, eu sunt de acord cu poziția Statelor Unite ale Americii, că asta reprezintă domnul ambasador. Unde eu nu sunt de acord, în schimb, este că domnul ambasador o susține, așa a declarat la început, când și-a luat mandatul, o susține total pe doamna Kövesi. Adică, din punctul meu de vedere, trebuie să facă o mare diferență între lupta anticorupție și o persoană. O persoană. Este o mare diferență, indiferent cine este acea persoană. Că vorbim de președinte, că vorbim de șeful DNA, că vorbim de șeful... Să înțeleg că domnia sa este partinic, nu? Putem înțelege chestiunea asta. Din păcate. Și să înțeleg că are un amestec în... Bine, puteți să înțelegeți că și statul român transmite prin mesagerii pe care i-are pe cale diplomatică niște mesaje care ajungă în felul ăsta, da? În America. Putem să înțelegem și asta, nu? Bine, atunci haideți să vă dau atunci o afirmație a arhiepiscopului Robo, este român, care a spus ieri, dacă nu mă înșel, ar trebui să ne fie rușine nouă tuturor și guvernelor și instituțiilor statului și bisericilor că n-am putut schimba ceva în țara noastră timp de 25 de ani. Asta mai e român. Asta este român. Acum, poftiți? Sunteți de acord cu dânsul? Eu sunt de acord, că altfel nici nu o citeam. Este reprezentantul Bisericii Catolice. Astăzi și-a cerut scuze și Patriarhul Daniel. Ne cerem iertare. A spus astăzi Patriarhul Daniel. Ne cerem iertare pentru modul în care Biserica Ortodoxă a transmis în această perioadă mesajele. Și copiii care au murit acolo sunt copiii noștri, sunt copiii părinților noștri. Nu am știut să comunicăm problema în această de perioadă și la promite acolo. Că biserica își va schimba de acum încolo atitudinea față de tineri și față de societate. Problema nu este de comunicare, problema este de acțiune. Că și domnii de la PDL, după ce au pierdut guvernarea, puterea, nu guvernarea, deci puterea, când au fost alegeri și au luat, dar aproape că n-au mai intrat în Parlament, ce au spus? Am comunicat greșit. Păi, în primul rând, ați făcut greșit ce ați făcut. După aia ați mai comunicat pe cum ați comunicat. Că de comunicat, dar nebuneam toți. Că din 10 era instituții media, 8 erau deja cumpărate. Adică despre ce vorbim? Și domn președinte era în fiecare seară, domn Băsescu, mai ați aminte, la 7 la televizor. Adică e vorba și de ce faci, nu doar de cum comunici. Eu zic că trebuie să trecem ușor și ca să partea asta cu biserica. Până acum, biserica împreună cu tinerii din parohie a organizat multe programe spirituale, culturale și social-filantropice. Acum însă dorim să exprimăm mai multă afecțiune și înțelegere pentru toți tinerii din societate, respectând libertatea, demnitatea și aspirațiilor lor. Biserica este acum alături de tineri, înțelegând dorința lor de înnoire spirituală și morală a societății românești. Dar mi-a plăcut astăzi, apropo de internet și cât de deștepți sunt tinerii ăștia, știți că s-au dus și la Patriarhie și au strigat și acolo la Patriarhie. Da, au strigat, da. Și a zis, prea fericirea voastră, a spus că dumneavoastră nu veniți la noi, la colectiv sau un club. Am venit noi la dumneavoastră. Acum, de ce nu ieșiți? Deci, adică mi s-a părut foarte... O altă mare realizare a acestor tineri, așa, trebuie să o recunoaștem. Pentru că știți bine că toți au fost sceptici până acum, 26 de ani. Domnule, degeaba este în stradă, este în zadar, n-ai să faci nimic, n-ai să schimbi nimic. Iată că este pentru prima dată, este foarte important ce spun eu acum, a doua, după faptul că n-au uzitat de forță și au demonstrat pașnic, și a doua că, iată, iau... Se poate face ceva în stradă. Toți scepticii au rămas acum... Atenție, nu s-a rezolvat totuși. Adică au existat niște demisii. Atâta tot. Nu s-a rezolvat. Problema nu se rezolvă. Haideți să vă spun. Problema se rezolvă dacă strada, societatea civilă, insistă permanent și asupra dumneavoastră să lucrați mai bine și dumneavoastră asupra guvernului.
Da, să nu creadă cineva că dacă se instaurează un alt guvern acum, peste o lună, peste de două, acum, da, s-a deschis acum o... curge, va curge lapte și miere în România asta zic, și rezolvăm, rezolvăm mai este mult în anul 2016. Da, așa, dar în 2016 avem, avem alegeri și atunci poate vom fi mai atenți pe cine alege. Da, pe cine da, cam, că depinde pe de partide. Pe care zicea domnul... Păi dacă păi nu sunt pe liste, pe cine să alegi? Păi asta e, nu mai votezi. Votezi pe ăla care e măcar un tânăr dacă pune. Să ne înțelegem. Un tânăr sau o altă față neapărat tânăr, o față nouă, dacă pune și pe listă, te duci și votezi pe ăla. Că și atunci unele excepții, gen domnul Cristache, au reușit să intre. Dar altfel sunt tot doia pe partid, vorbesc pentru că totuși pe PDD-ul atunci era un partid mic așa, venea pe vadă, era mic. Păcând la PSD și la PNL și la PDL, cu totul altfel era situația. Eu vreau să vă spun că... Înseamnă că nu au înțeles nimic și atunci vor fi sancționate în 2016. De când DNA-ul a început să facă justiție în țara asta, adică de vreun an și jumătate, așa, mulți și foarte multe partide și membri ai partidelor să știți că și-au pus problema că așa nu mai merge. Un partid care nu se reorientează, care nu face un alt fel de politică, vreau să vă spun că va fi un partid care tinde spre zero. Va fi exclus din viața aici politică. Aici este marea provocare a marilor partide, să știți. Pentru că altfel ne trezim cu M10, alegătorilor, da? Alegătorilor. Cu doamna Macovei, că o să scoată nu știu ce procent, să te închini. Și doamna Macovei știm prea bine cine a fost, adică să ne fie cu iertare. Da, și da. Dar totuși, ai zis tu că nu cunosc oamenii anumite nume sau ce au făcut. Au încercat ei să facă astăzi un guvern pe Facebook și fiecare venea cu o propunere. Și să știți că ei stau comentarii. Nu, că ăla a mai fost. Era, de exemplu, Mihai Răzvan Ungureanu. A fost tehnocrat, dar vine din sistem, din sistemul ăla. Nu te supăra. Nu. Am mai văzut. Vezi, asta apropo de manipulare, să nu-mi spui mie că strada l-a avea înapoi pe unul care e șef la securitate. Pe asta a spus că nu, nu strada că, a spus nu. Dar nu spune că era unul din strada aia care solicită strada și venea cu propunerea MRU. A, venea serioși. Din altă parte propunerea, corect. Hai să fim serioși. Dar strada l-a ejectat, știi? Asta eu am mai văzut încă un lucru bun, că acum mi-am adus aminte. Încercau ei în stradă, ieri, da? Să întocmească, să încropească acolo o listă cu criterii, da? Pe care trebuie să le îndeplinească un parlamentar sau un ministru. Da, mie mi se pare o chestie extraordinară. Da, putem influența și putem cum să vă spun eu, să aducem un suflu nou în politica românească. Da? M-a dus gândul imediat la punctul 8 de la Timișoara, la prima parte a Revoluției, că v-am spus, eu consider asta partea a doua. După 26 de ani e partea a doua. Păi dacă aveam punctul 8 de la Timișoara, nu credeți că discutam altfel? De avut l-am avut, dar nu l-am respectat. S-a spus că nu e constituțional, păi, că îngrădim niște drepturi. Vă mai aduceți aminte? Păi la vremuri noi, tot noi. Iată unde am ajuns. Aici am ajuns după 26 de ani. Dar faptul că acești tineri au încropit acolo niște criterii este un lucru extraordinar, să știți. Și este benefic. Și este de luat în seamă. Va mai fi interesant ceva. Domnul președinte Iohannis a zis că dorește să vorbească cu strada. Sunt curioasă pe cine desemnează strada. Va fi foarte interesant. Pe cine desemnează strada? Este interesant pe cine desemnează, dar este mult mai interesant ce aduce domnul Iohannis din stradă. Ce aduce, pentru că haideți să vă spun, până una alta, în democrația asta și nu numai a noastră românească, în toate democrațiile, strada se manifestă prin instituții democratice pe care le are, nu direct așa din stradă. Nu știu dacă mă înțeleg. Adică să înțeleagă oamenii, deci, nu convoci strada ca domnul Iohannis să propună un premier. Nu. Înțelegi? Nu. Prin mecanism, prin instituții strada democratice. Strada se reflectă și ea, că strada e formată din oameni care votează, exact, care își manifestă niște opinii, exact, și atunci, există, într-adevăr, oamenii politici țin seama de opiniile din stradă. Exact. Dar nu vine strada și le ia pe unul pe umeri și lasă ca la concert. Și pe ăsta să ne-l puneți. El ăsta e iluminat. Așa vrem noi, că ăsta e al nostru. Ei, nu merge. Nu adică, avem instituții democratice. Dar altfel este deocamdată un gest decent,
din partea domnului președinte să asculte și corect. Ce vor oamenii aia, dacă vor fi în stare să spună. Noi vrem asta, asta și asta. Ce aduce? Că nu spune nimeni să nu aducă din stradă, dacă este benefic, dacă este ceva pentru a schimba această clasă. Să ne înțelegem că și dacă politică. Va veni doar cu argumentele în favoarea solicitorilor de la PNL, este clar că strada nu-l va ierta, adică își asumă și domnia sa un anumit risc. Păi, era deja acolo un mesaj, domnul deja Iohannis, sunt și mesaje șansă. Și pentru domnul Iohannis, că și domnul Iohannis are și domnia sa niște găuri negre în spate. Și iar rândul să candideze. Vrea guvernul lui, guvernul lui format din ăștia, care nici nu mai există acum, adică deci. PNL-ul ce zice? Domne, nici nu se mai pune problema ca domnul Predoiu, care, știi că râdeam de el, că se pregătește până când se îmbolnăvește. Nu se pune problema să fie domnia sa premier. Dar inclusiv liberalii spuneau că noi nu vom avea un guvern fără Predoiu premier. Predoiu, da. Și acum nici nu se mai discute când a văzut că păi strada de familie se gândește. Păi domnul Predoiu are să răspundă la multe. La o foarte multe lucruri. N-a trebuit să fie domnia sa dar premier. De ce, ce se încearcă acum, am zis, această acaparare a vocii străzii, când tu până acum o țineai tot una cu domnul Predoiu, domnul care a mai fost premier, știi? Pentru că asta face un politician, cum îi se zicea domnului Traian Băsescu, animal politic, zon politic. Da. Asta face un animal politic. Adică nu-l interesează națiunea, nu-l interesează argumente democratice și mecanisme democratice. Să înțelegem, vreau să traduc asta cu animal politic, Prada. Am înțeles că au fost Prada, adică animal pentru politic mine. Înseamnă un om cu o mare experiență în politică, ca să nu... Da, dar și cu altceva. Îl interesează doar propriul său obiectiv. Atât. Nu altceva. Și s-a văzut la domnul Băsescu. Acum se bagă singur în seamă. Nu știu cum se întâmplă ceva și ciocăneșel. Intră pe Facebook. Cred că mai dă un telefon pe unde mare prieten. Vreau să zic și ceva. Acum de când cu asta pe stradă, domnul Băsescu tace cum? Suspect. S-a implicat. Poate acum ne întrebă de ce tace domnul zice, Băsescu. Bine că și-a dat demisia Ponta. Că Iohannis face rău că ascultă de stradă, că aia, pas cu pas, dar mai repede, bine. Dar domnul Iohannis, asta e, pas cu pas, nu poate să facă altceva decât pas cu pas, că nu e în stare domnia sa, dar domnul Băsescu, vezi, totuși să bagă, adică are și el un partid în spate. Rămășițele din PDL, care au mai rămas apropiați, nu? Da, am dreptate, nu? Corect, corect. Tot ce a spus este corect. Ce mai chestie? Haideți să vă spun de ce este atâta presiune. M-am întâlnit astăzi cu un fost coleg de liceu cu câțiva ani mai mare ca mine și îmi spunea că a fost și el în stradă aseară și cu cine a fost. Eu m-am măritat târziu și am copil mic, dar el s-a căsătorit mai tânăr, cu copilul lui. Și mi-a spus ceva apropo de biserică, că am sărit, dar nu mai avem nici timp, apropo de biserică, spunea, tu erai mic, eu am fost și eu pe la Revoluție, n-am fost revoluționar, dar strigam și eu pe acolo, n-am înțeles prea bine ce se întâmplă, dar de asta nici n-am mai dus mai departe țelul ăsta al Revoluției. Însă biserica trebuie să înțeleagă un lucru, că a revenit ceea ce este și datorită celor care au ieșit în stradă în 89. Biserica nu trebuie să uite ce era înainte. Noi ne-am întors la biserică, noi am repus-o, mulți ani am fost pe primul loc în încredere și așa și biserica, mai departe. La fel ca eu mi-am dus copilul la biserică, nu doar cu aplicații. Și-a mai zis ceva, apropo de muzica rock, a zis așa, am readus pe primul loc biserica, iar noi atunci, în stradă, cântam muzică rock. Deci copilul meu ascultă rock, pentru că și eu, la rândul meu, am ascultat muzică rock. Vedeți, s-a schimbat, eu cred, exact cum a spus noastră, deja asistăm la o altă generație. Alți părinți, alți copii. E, și deja e o altă generație. Eu sper ca generația asta să rămână activă, nu neapărat în stradă, la genul ăsta de proteste, dar să rămână activă. Da. Asta îmi doresc. Să se implice și politic, și social, și economic, să nu mai migreze și să nu mai zică, dă-i bă, așa pe ăștia, că sunt toți niște hoți. Nu sunt toți niște hoți. Nu sunt toți niște hoți, dar pe aia care sunt hoți, trebuie să stai cu biciul pe ei. Să reacționeze. Trebuie sancționați și la vot. Trebuie sancționați la vot. Până nu învățăm această democrație a votului, să știți că nu vom face nimic. Atâta vreme atunci când vor am votat pentru, și să vină la vot. S-a votat. Până la urmă și eu și dumneavoastră ați trăit după cum a luat Nenea X plasa sau doi mici și o bere, cum au băut romii în nu știu ce cătun berea și nu mai știu ce. Așa s-a trăit în România. De aceea spun
Și spun cu tărie că acum ne aflăm într-un moment crucial, este punctul zero. Trebuie să de aici încolo să plecăm și să schimbăm modul de a face politică în România. Trebuie să înțeleagă toate partidele politice, toți politicienii și inclusiv populația. Pentru că populația votează. Iertați-mă, Parlamentul actual este expresia votului pe care l-au dat. Asta avem. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc pentru prezența noastră în această seară. Alături de mine, stimați telespectatori, s-a aflat domnul Iulian Cristache, senator, președinte UNPR Argeș, Mircea Sărărescu, jurnalist, directorul site-ului Pro Argeș. La ora 20, buletinul de știri, tot ce mișcă în județul Argeș, aflați la Absolut TV. Aveți grijă de sănătatea noastră, numai bine!